ascultare tutto l'ho ci prima che si lo nei episodi di Stan Brian parte a Paisbea ma giù da parte a Paisbea non so che da giù da parte a Dose ma giù da c'è in seria non so mai vado merda un episodio di Stan Brian sei un drummer o se fiu Brian non Stan che non fosse episodio 13 per Brian Stan. Ok, eu oameni buni, eu sunt Stan și o să vă povestesc ce a făcut Bran când avea 7 ani. El a fost la emisiunea La Măruță. Cine a mai fost la emisiunea La Măruță? Nu eu, ci Bran. A fost acolo și Măruță l-a întrebat. Bă, Bran, cum te numești? Bran, din moment ce mi-ai zis Bran. Ah, ok, da, stai că am și uitat. Câți ani ai? Păi, dacă, 100 dacă nu vezi. Eu văd că ești, ai vreo 7-8 ani. Păi dacă nu vezi 100, bă, băiatule. După aceea l-a întrebat. Bă, Bran, ai călărit vreodată un cal? Nu, dar am călărit o capră. M-a făcut Măruță. Ok. Bă, Bran, ai fost vreodată la fermă? Nu, că am fost la oraș. În ce oraș? În România. Ăla nu e oraș, Bran. Dar nu contează că nu e oraș. Eu zic oraș. România e oraș. Și unde stai? În București. Și ce e Bucureștiul? București oraș sau țară? Țară. Dacă România e oraș, țară, București țară. Yay! O zis Măruță. Ok, pauză. După pauză, l-a întrebat iarăși pe Bran. A zis în șoaptă la urechi. Bran, te rog, nu mă fă de rușine, că te ia mama. Te rog, o să mă faci de rușine pentru spectatori. A zis, bine. Bă, ai făcut vreodată mâncare? Nu, că am făcut ceapă. Dar ceapa nu se face, se ia din grădină, Bran. Nu, că eu am făcut-o cu mâna. Și am luat un cuțit și am început să o fac. Ok, Bran. Pune pauză, dragi telespectatori. L-a trimis pe Bran și a zis, bă, copile, te bat de nu te vezi. Dacă mă mai faci o dată de rușine la spectatori, te bat de te rup, bă. Ai înțeles? El a zis, bine. După ce l-a întrebat, ai fost vreodată, ai băgat hainele în mașina de spălat? Nu, că mi-am băgat chiloții și papuci în mașina de spălat. Eu știam că papucii se spală la chiuvetă, bă, Brană. Bă, dacă știai că papucii se spală la chiuvetă, ești mai prost ca măta, bă. Și a zis, Bran, nu înțelegi, te bat. Te bat, bă. Ok. Ai purtat vreodată un prosop când, după baie? Nu, dar am purtat pantaloni. Pantaloni după baie? Da, ce, nu se poate? O zis Bran. O pus pauză, pauză, dragi telespectatori, s-au băgat în tribune și au zis, îți iau bâta, hai să te urmăresc. L-au urmărit pe acolo, ea a început emisiunea, da, Măruță, la Măruță, a început emisiunea, dar Măruță nu era acolo, că îl fugărea prin București pe Bran. Și Bran s-a băgat în casa lui și Măruța s-a obosit, s-a dus înapoi la emisiunea la Măruță și gata. Și Bran n-a mai fost în viața lui la Măruță. Dacă v-a plăcut acest episod de Stan și Bran în România, nu uitați să apăsați butonașul de like și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!